Bun găsit la un nou episod al podcastului Parenting, unde ne-am propus ca alături de invitații noștri să reflectăm asupra unor teme importante legate de procesul de creștere a copiilor, în așa fel încât să le lăsăm o moștenire spirituală, în primul rând, valoroasă și fundamentată pe Scriptură. Sunt Dora Purel și alături de Ovi îi spunem un bun venit lui Ray, încă o dată alături de noi. Bine v-am găsit! Mulțumim că ai acceptat invitația noastră. Drag. Și subiectul nostru de azi are legătură cu fundamentele a ceea ce numim educație spirituală. Pe lângă educația de care copiii noștri au parte în momentul în care intră în instituțiile de învățământ și pe lângă toate celelalte cadre de învățare în care sunt expuși de-a lungul procesului lor de creștere, vedem pe pagine Scripturii că zestea spirituală este extrem de importantă pentru Dumnezeu. A da mai departe moștenirea aceasta spirituală lăsată de Dumnezeu pe pagine Scripturii este foarte importantă pentru Dumnezeu, în primul rând, și pentru creșterea copiilor noștri. Așa că am vrea să pornim la drum și aș vrea să te întreb de unde începem, de ce este importantă educația spirituală a copiilor. Aș începe spunând că este importantă pentru că este poruncită. Deci, educația spirituală este o poruncă și o găsim în Scriptură. Sigur că are beneficii, sigur că profitul unei educații spirituale te împinge până acolo la avea parte de mântuire pentru copiii noștri. Dar, în esență, educația spirituală este o poruncă și o găsim cât se poate de bine enunțată pe paginile Scripturii. De exemplu, sunt două texte majore care vorbesc despre responsabilitatea noastră de a ne educa spiritual copiii. Și cele două texte sunt în Psalmul 78 și în Deuteronom, capitolul 6. De exemplu, în Psalmul 78 lucrurile sunt scrise negru pe alb, că se poate declara ca o poruncă. Ascultați textul. Ce am auzit, ce știm, ce ne-au povestit părinții noștri, nu vom ascunde de copiii lor, ci vom vesti neamului de oameni care va veni, laudele Domnului, puterea Lui, minunile pe care le-a făcut. El a pus o mărturie în Iacov, a dat o lege în Israel și a poruncit părinților noștri să-și învețe în ea copii, ca să fie cunoscută de cei ce vor veni după ei, de copiii care se vor naște și care când se vor face mari să vorbească despre ea copiilor lor, pentru ca aceștia să-și pună încrederea în Dumnezeu, să nu uite lucrările lui Dumnezeu și să păzească poruncile lui. Iată o poruncă care nu este statică, ci ea spune, dă-o copiilor tăi, copiilor tăi trebuie să o dea mai departe și mai departe până la capăt. Deci, până la urmă, porunca este că se poate declara. Avem depus înaintea copiilor noștri o temelie spirituală de nezdruncinat și textul nostru enumeră faptele demne de laudă lui Dumnezeu, puterea lui, minunile lui, legea lui. Astea trebuie cunoscute de copiii noștri. Cu ce scop? Să-și pună încrederea în Dumnezeu, să nu uite lucrările lui și să păzească poruncile lui. Deci, iată o poruncă cât se poate declara pentru părinte și poate nu numai pentru părinte, pentru întreaga comunitate, de a duce mai departe, de a desfășura înaintea generației viitoare educația spirituală, zestrea spirituală. Ok, deci este foarte important să îi învățăm, este responsabilitatea noastră să învățăm pe copii legile și poruncile lui Dumnezeu, în așa fel încât atunci când vor ajunge ei mari să își pună încrederea în Dumnezeu, cunoscându-L pe Dumnezeu încă din pruncie, prin legile și poruncile pe care noi, de când sunt mici, încercăm să le insuflăm în ei. Exact, este un fundament pe care trebuie să-l așezăm în copiii noștri. Probabil, nu probabil, sunt și multe alte texte în Scriptură care vorbesc despre asta. Învață pe copil calea pe care trebuie să urmeze și când va fi mare nu se va abate de la ea. Asta nu este o garanție că copilul nu se va abate, dar prima versetul este partea importantă. Învață pe copil calea pe care trebuie să urmeze, adică așează fundamentele acolo și când va fi matur, va avea la ce să facă apel, va avea pârghile necesare, resursele necesare ca să facă alegerile cele mai corecte în viață. De unde ne extragem lucrurile pe care trebuie să le lăsăm mai departe copiilor noștri în ce privește educația spirituală? Cum spuneam, un alt pasaj foarte important în
tema discuției noastre este Deuteronom, capitolul 6, în care în 9 versete ni se desfășoară o întreagă gamă, dacă vreți, întreg fundamentul educației spirituale. Principiile de bază ale educației spirituale le găsim în Deuteronom 6. Și acolo găsim vreo 7 principii. Practic sunt rădăcinile educației, rădăcinile, principiile de bază ale educației spirituale. Deuteronom 6. Aș propune să citim textul și să trecem în revistă aceste foarte principii. Bine. Ok. Versetul 1 din așa. Deuteronom 6 spune așa: iată poruncile, legile și rânduielile pe care a poruncit Domnul Dumnezeul vostru să vă învăț să le împliniți în țara pe care o veți lua în stăpânire, ca să te temi de Domnul Dumnezeul tău, păzind în toate zilele vieții tale, tu, fiul tău și fiul fiului tău, toate legile și toate poruncile lui pe care ți le dau și să ai zile multe. Corect. Ce ne spune Moise sau ce învață Moise poporul ca fiind primit de la Dumnezeu? Responsabilitatea principală a educației spirituale revine părinților. Asta este ce încearcă să ne spună. Părinții au responsabilitatea de a se ocupa de educația spirituală a copilor lor. Și atunci rolul bisericii care ar fi? Am spus responsabilitatea principală, pentru că și biserica are un rol categoric, comunitatea întreagă are un rol, dar până la urmă trași la răspundere, ca să zic așa, sau cei care sunt absolut datori să se ocupe de copiii lor, sunt părinții. Și s-ar putea să nu fie doar părinții, textul este foarte interesant. Uitați-vă acolo, spune tu, fiul tău și fiul fiului tău. Ai responsabilități față de toate aceste generații, adică în procesul educației intervine și o treia generație, bunicii. Așa că este important să fim flexibili. Părinții au responsabilitatea principală, bunicii fiind familie nu sunt deprisos, au și ei un rol acolo, biserica ca comunitate întreagă are și ea rolul ei. Dar până la urmă, înaintea lui Dumnezeu, părinții sunt cei care trebuie să aibă grijă într-un mod intenționat, gândit, planificat, pasionat, din toată inima, să o facă. Și atunci, ai menționat bunicii, mă gândesc că ei pot aduce nuanțe diferite sau pot pune accentele în mod diferit pe anumite lucruri, în așa fel încât în mintea copilului să devină mai bogată toată această învățătură pe care o primesc din Scriptură și prin părinții lor. Absolut, sunt o altă generație, au componentele lor poate puțin diferite, expunerea copilului la o altă abordare, la, eu știu, alt mod de a spune o povestire biblică, de a o explica, de a memora Scriptura, lucru pe care îl face mai puțin în generațiile actuale față de generațiile trecute. În mod clar, pentru copil este o mare îmbogățire să ai bunicii aproape. Dacă nu-i ai, caute-i. Îți cumperi. Poate este chiar înțelept ca părinte să cauți un cerc de persoane mai în vârstă sau la care să-ți expui copiii, cu care să-ți lași copiii. Soluții se pot găsi, pentru că cred că este valoare în apariția sau în integrarea unei alte generații în viața copilului tău. Mergem mai departe și aș vrea să citesc următorul verset. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Exact. O altă frază simplă, dar profundă. Principiul din spate este cât se poate declara. Dumnezeu este atât sursa, cât și ținta educației. Din nou, un principiu teoretic. Dumnezeu este ținta educației spirituale, dar fiecare principiu teoretic are consecințe practice. Așa că, până la urmă, principiul acesta se poate dezvolta în câteva activități sau acțiuni practice. De exemplu, cum trebuie să-mi schimb comportamentul ca părinte și limbajul, astfel încât copilul meu să priceapă că Dumnezeu este ținta vieții, că înspre El mă îndrept și înspre El ne îndreptăm. Și iată, din întrebarea aceasta pot rezulta consecințele practice ale principiului. Da, cred că fiecare din criteriile astea poate să devină mai departe o discuție întreagă despre cum putem să-L aducem pe Dumnezeu în fața copiilor. Absolut. Noștri. Fiecare principiu îți deschide o gamă foarte largă de subiecte concrete, practice. Lucru pe care îl vom și face în următoarele episoade, când vom lua pe etape de vârstă lucruri practice pe care le putem face în așa fel încât să le insuflăm aceste legi și porunci într-un mod ușor de asimilat pentru ei. Excelent.
Versetul 5 spune să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Ce învățăm de aici? Interesant. Relația este prioritară regulilor. Asta mi se pare că e principiul din spate. Culmea, în contextul predării adevărurilor spirituale, apare versetul 5, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău. În alte cuvinte, relația este prioritară regulilor. Regulile sunt importante, dar ele nu transformă inima. O vedem în practica de zi cu zi. Regulile eventual transformă comportamentul exterior, dar nu transformă gândurile noastre, motivațiile lăuntru nostru. Regulile sunt importante, dar ele nu schimbă viața. Pe când o relație iubitoare care caută folosul celuilalt a copilului influențează dinspre interior înspre exterior. De aceea cred că regulile, care sunt importante, își împlinesc menirea dacă sunt bazate pe o relație iubitoare. Și nu-i de mirare, uitați-vă în Exod 20:2, Dumnezeu, înainte de a ne dea cele 10 porunci, cele 10 reguli, El își începe decretul în felul următor. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. Și abia după aceea începe să dea cele 10 porunci. Astfel încât întâi Dumnezeu își declară relația cu poporul, îi arată harul acordat, eu v-am scos, eu v-am făcut bine, eu sunt într-o relație cu voi. Și apoi urmează, uitați-vă care sunt poruncile mele care vă asigură o relație cu mine. Așa că, în mod concret pentru noi, pe măsură ce relația cu copiii crește, ascultarea regulilor devine mai ușoară. Pentru că relația este prioritară regulilor. Din nou, fiecare principiu are consecințe practice. Dacă e adevărat principiul acesta că relația este prioritară regulilor, că regulile trebuie așezate pe fundamentul unei relații iubitoare, atunci întrebarea practică sau consecința practică este cum îmi dezvolt relația cu copiii mei? De unde rezultă mulțime de acțiuni practice. Și probabil asta ne duce cu gândul la faptul că atunci când îi cerem copilului să asculte sau să împlinească anumite lucruri, pe măsură ce va crește, el va ști că în spate stă de fapt dorința noastră de a-i face bine și nu rău, nu de a-l îngrădi și de a-i refuza o mulțime de lucruri, ci de a ne asigura că el este în siguranță, că are cadrul perfect în care se poate maturiza și poate crește. Și în felul acesta mi se pare că ar fi iarăși o aplicație practică asupra principiului enunțat. Foarte corect. Și oferirea copilului de întărătare a pomenită mai încolo, în alte părți din Scriptură. Într-adevăr. Da, e interesant că ziceai, copilul va înțelege că nu îl vor îngrădi, ci îi va face bine toată învățătura asta. Și e interesant cum vine versetul următor și spune: poruncile acestea pe care ți le dau astăzi să le ai în inima ta. Foarte important ce spui în versetul 6, care deja ne conduce la un al patrulea principiu, și anume zestrea spirituală ca părinte. Vorbește părinților versetul 6. Părintele trebuie să împlinească versetul 6, și anume zestrea spirituală ce o vei transmisă copilor tăi trebuie să fie mai întâi în tine ca părinte, înainte de a prinde rădăcini în ei. Adică, în alte cuvinte, nu putem oferi ceea ce n-avem. Nu putem avea pretenție la rezultate în educația copiilor noștri dacă noi nu le suntem un exemplu. Și din nou, fiecare principiu are consecințe practice și atunci când spui zestrea spirituală trebuie să fie mai întâi în mine ca părinte, înainte de a o transmite mai departe, întrebarea practică, consecința practică este cum arată relația mea cu Dumnezeu ca părinte. O desfășor eu înaintea copilor mei, îmi trăiesc credința în fața lor, trăiesc ceea ce spun. Astea sunt câteva elemente sau întrebări practice care din nou ne conduc la anumite acțiuni practice pe care le putem întreprinde. Ca părinte, în educația spirituală a copilor mei, trebuie să-mi trăiesc eu credința înainte de toate în fața lor. Cred că atunci copiii vor vedea ca pe o direcție și nu ca pe o îngrădire. Exact, exact, exact. Este un cadru în care ei își duc viața alături de părinților. Și din nou, referitor la întărătare, dacă vor vedea că ceea ce eu le învăț, îi învăț în mod teoretic, nu se reflectă în practica mea și în ceea ce fac eu, discrepanța aceea care e foarte mare va da bătăi de cap și va întărâta ceva. O bombă cu ceas. Exact.
Versetul 7 ne spune să le întipărești în mintea copiilor tăi. Excelent! Să le întipărești. Și a sublinea aici cuvântul întipărești din versetul 7. De ce? Pentru că principiul al cincilea este următorul. Nu contează cantitatea sau calitatea timpului petrecut cu copilul, ci cantitatea timpului de calitate petrecut cu el. De ce zic asta? Pentru că este ideea de a întipări. Nu poți întipări ceva în câteva secunde. Întipărirea presupune o perioadă, un proces, o perioadă mai îndelungată. Și atunci este nevoie de o cantitate a timpului de calitate. Pentru că trăim în vremurile astea în care auzim mereu, se vorbește despre petrec un timp de calitate cu copilul meu. Nu atât de mult cantitatea contează, cât calitatea. Puțin timp, dar bun. Și mereu mă întreb când aud expresia asta, spun, dar de ce n-ar fi mult și bun? Adică cele două, cantitate și calitate, nu se exclud reciproc. Ca să întipărim ceva în mintea copilor noștri, avem nevoie și de cantitate de timp și de calitate acesteia. Așa că iată, asta este al cincilea principiu. Este nevoie de o cantitate de timp de calitate petrecut cu copilul ca să întipărim în minte toate acestea. Și din nou, un principiu teoretic are consecințe practice, și anume, cum pot să-mi valorific timpul ca părinte pe care îl am, astfel încât să mă pot investi în viața copilului? Cum îmi fac ordine în program, în orarul meu, ca să am vreme să întipăresc în cap, în minte, principiile lui Dumnezeu, valorile, puterea lui, minunile lui și ceea ce am vorbit din Psalmul 78. Aici putem să urmăm și îndrumările reclamelor de la radio, pe care nu știu dacă voi le tot auziți. Pentru o creștere sănătoasă a copiilor voștri, petreceți cât mai mult timp împreună cu ei. Da, da, corect, corect. Și în același verset mai există un principiu ascuns. Să le întipărești în mintea copiilor tăi. Dacă înainte am pus accentul pe a întipări valorile lui Dumnezeu în mintea copilului, aici zice să le întipărești în mintea copiilor tăi și subliniez cuvântul mintea. De ce? Pentru că principiul al șaselea spune așa. Părinților li se dă pe mână mintea copiilor, nu sufletul lor. Și foarte important lucrul acesta pentru părinți. Mereu în Deuteronom, dacă vom citi cu atenție întreaga carte, în Deuteronom ni se amintește să avem grijă de inima și sufletul nostru, ca adulți, ca părinți, și de mintea copiilor noștri. Adică, hei, mintea, noi suntem responsabili de mintea copiilor noștri. Noi nu vom putea să-i forțăm pe copiii noștri să facă alegerile cele mai potrivite. Noi, fiecare copil este responsabil și va fi responsabil de propriile alegeri. Dacă noi am făcut tot ce am putut ca să întipărim în mintea lor adevărul lui Dumnezeu, de aici încolo este responsabilitatea copilului să o aleagă, să o facă sau nu. Deci cumva noi ca părinți de multe ori ne apăsăm și acum sigur că ne doare pentru copiii noștri categoric, nu e ca și cum nu ne pasă de ei, ne pasă de ei. Dar cu uneori ne învinovățim peste măsură de mult. Am făcut tot ce am știut, am întipărit în mintea lor tot ce trebuie întipărit și vedem că copiii nu ascultă sau o iau pe o altă cale. E bine, ne poate da o oarecare liniște că noi nu controlăm inima copilului, sufletul lor. Noi putem învăța, pune lucrurile valoroase în mintea lor, dar distanța de la minte la inimă, deși doar de vreo 40 de centimetri, este cea mai lungă distanță de parcurs și asta este responsabilitatea copiilor noștri. Noi trebuie să învățăm să le umplem mintea cu ceea ce e bun și valoros. Decizia schimbării inimii, a sufletului, a aplicării acelor principii este în mâna copiilor noștri. Și asta ne poate da oarecare liniște ca părinți, văzând direcția în care o iau copiii noștri. Din nou, fiecare principiu teoretic are consecințe practice și consecința practică a acestui principiu este una din ele, că sunt mult mai multe. Este o eliberare să știu că datoria mea este să informez și să motivez, nu să impun. Și sigur pot fi și alte principii practice scoase, consecințe practice. Ca părinte este foarte important și pentru mine când am descoperit lucrul ăsta a fost foarte... cum ai zis, eliberator. Uh-huh. Pe de altă parte, îmi cunosc mai bine responsabilitatea și știu ce trebuie să fac. Și e foarte fain cum vine versetul următor și spune să vorbești de ele când vei fi acasă. Ne ajută, practic, cum Corect. Să facem, exact. Cum să întipărim în mintea lor.
să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini și să-ți fie ca niște fruntari între ochi. Să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. Exact. Principiul ar putea fi formulat așa: ceea ce merită ținut minte, merită afirmat și subliniat în fel și chip. Și exact ce vedem aici, o mulțime sau o serie de metode de a întipări adevărurile. În diferite feluri, în diferite contexte, important este, dacă este ceva merită ținut minte, atunci afirmă, subliniază, ilustrează, prezintă și așa mai departe. Lucru care iarăși contribuie, cum spuneai tu, la eliberarea pe care am putea o simți. Din nou, fiecare principiu are consecințe practice și atunci consecințele practice ale acestui ultim principiu ar putea fi date de răspunsul la întrebarea: cum pot să fiu creativ în prezentarea legilor și poruncilor Domnului, ce metode găsesc, ce contexte găsesc ca să prezint valorile acestea ale Dumnezeu. Și iată, acestea ar fi șapte principii din Deuteronom 6, principii, rădăcinile, dacă vreți, a întregului eșafodaj a educației spirituale a copiilor. Dacă vreți, limitele, perimetrul care înconjoară suprafața educației spirituale la care suntem chemați și ni se poruncește să o efectuăm. Mulțumim, Rei, pentru felul în care ai trasat acest cadru teoretic și pentru învățăturile extrase din Deuteronom 6. În timp ce meditam la acest pasaj, mă gândeam cum, în timp ce Dumnezeu pregătea poporul ca să intre într-o țară necunoscută pentru ei, într-o țară în care aveau să se bată de tot felul de ideologii și de practici străine de Dumnezeul adevărat, Dumnezeu îl însărcinează pe Moise ca acesta să învețe poporul niște porunci, niște rânduieli și niște lucruri care să-i ajute nu doar pe plan politic, economic și social, dar și spiritual. Și pentru că Dumnezeu vedea în față ce îi așteaptă pe popor, vrea să-i echipeze. Pe măsură ce ei aveau să asculte aceste porunci și îndrumări primite din partea lui Dumnezeu, aveau să-L cunoască pe Dumnezeul lui Israel într-un mod tot mai personal. Și pe măsură ce ascultau de Moise și de Dumnezeu, cumva ei ajungeau în cadrul în care Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov să devină Dumnezeul lor personal. Într-o manieră similară, cred că suntem și noi datori, precum Moise, să îi învățăm pe copiii noștri poruncile, rânduirile, hotărârile lui Dumnezeu, în așa fel încât atunci când vor crește mari, să tragem nădejde că Dumnezeu se va îndura de ei și Dumnezeul nostru va deveni Dumnezeul lor. Vă mulțumim că ați fost cu noi încă o dată, vă așteptăm data viitoare. Pe curând!